Naționala Moldovei de futsal a început cu stângul partida. În primele 6 minute de joc, tricolorii au încasat 2 goluri marcate de Martin Smerichka și Matus Sevcik. Totuși, echipa condusă de Vladimir Vusatăi nu s-a lăsat ușor bătută și în scurt timp a preluat controlul balonului. Mai întâi, la rampa a ieșit Constantin Burdujel, care a profitat de respingerea greșită a portarului advers, iar peste câteva faze, Andrian Lașcu a egalat scorul meciului cu un șut din afara careului. În repriza secunde, Sergiu Nicolaiciuc și Andrei Negar au reușit și ei să-și treacă numele pe lista marcatorilor pentru echipa țării noastre și să obțină un avantaj de 2 goluri. Tricolorii aveau practic victoria garantată, însă planurile le-au fost date peste cap. Cu doar 5 minute înainte de sfârșitul partidei, echipa lui Vladimir Vusatăi a scăpat situația de sub control, lucru de care au profitat jucătorii din Slovacia. Matus Sevcik a mai înscris o dată pentru alb-albaștri, iar Tomas Drahovski a ieșit la rampă pe final de meci și a smuls remiza, scor 4-4. Marek Belanik, Kiyoski, a gol! Tomas Drahovski vyrovnáva na 4-4! După fluirul final, unii dintre jucătorii naționalei Moldovei s-au arătat mulțumiți de rezultat, iar alții au spus că și-ar fi dorit să obțină victorie. Emoțiile sunt doar pozitive, tot a fost foarte bun și cum ar fi visăm mai departe pentru calificare în Moldovei. Pentru noi foarte bun rezultat, ne dorim mai departe și suntem într-un meci mai departe. Sunt niște emoții așa, paralele, suntem fericiți dintr-o parte, dar totodată suntem și parcă ar fi putut câștiga. Dar urmează 4 meciuri, așa că trebuie să lucrăm, să credem în noi și să găsim. În prezent, lidera în grupa 3 este selecționată din Azerbaidjan cu 6 puncte la activ. Reprezentativa Moldovei se clasează pe locul secund cu 4 puncte acumulate. Naționala Slovaciei este pe poziția a 3-a cu doar un singur punct, iar Grecia ocupă ultimul loc. Următorul meci al tricolorilor din cadrul etapei secunde a preliminariilor campionatului european 2022 va avea loc pe 4 martie. Atunci, echipa condusă de Vladimir Vusatăi va disputa în deplasare duelul contra selecționatei similare din Azerbaidjan.